La mulți ani și sărbători fericite. Tocmai vreau să fac un alt vlog să filmez, bineînțeles că o să-l filmez. Dar m-am trezit cu paguba pe cap. Mamă. A, mă, cu cârtița ta că nici nu pornește. Care cârtiță, mă? Papagalul ăsta al tău. Ia spune-mi, cu ce ocazie pe la mine? S-a înfundat iar ăla. Iar, mă? Iar. Dar rest merge cârjă. Și dacă îl reparăm azi, dai, îmi faci niște circulețe pe câmp? Așa da, dacă mergi cu mine să facem ceva. Ce vrei să facă? Unde vrei să mai mergem? De ce? S-a tăiat ăsta? Da. Oricum nu folosești. Da, oricum nu-l foloseai pe ăsta. Să mergem să ne plimbăm așa pe câmp? Da, frate. Ia, câte benzină ai? Și de ce ai venit cu sticlele? Ce faci? Vreau să luăm benzină să-i fac full-ul. Băi, Alex, dar de la ce-ți vine, mă, mizerie mereu, mă? Vreau să-i cumpăr și filtru. Nu știu dacă mergem la Axa să cumpărăm, hai. Filtrul ăsta, bă, dar și ăla de... Dacă îl trage pe aici mizerie, bă, mă, pe aici trage, mă, ia să vezi, ia. Ia uite, mă, că ți ești curat. Hai că văd, luăm de la Axa și de la și de la. Nu, fii atent. Și ce trebuie? Dat ăsta jos. Nu mai trage aer pe nicăieri? Uite pe aici, vezi? Ia uite, trage aer fals pe aici, bă, Alex. Ia uite, nu, e lovit. Și de ce? Uite, asta e mizeria aia care ți intră ție și o să se înfunde la fel. Ce faci? Ia să ne uităm dacă are scuterul la filtru. N-are filtru. Nu, 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 nu. Tot un burete. Păi lasă-mă că îți dau eu alt burete mai nou și ăsta o spăl cu benzină. Ha. Fiți atenți ce facem. Ca să nu zică că sunt hau. Dar trebuie, uite, vezi că el nu se închide bine, mă, aici, uite. Uite, ia uite la Alex. Da, păi cum l-ai închis, mă, așa? Așa stă el. Băi, păi nu e bine, mă. Eh, dacă nu are grijă, se strică scuterul. Hai că e ultima oară când îl aș cu scuterul de brother, că se strică scuterul mereu. E și ultima oară? E ultima oară. Și o să mergem să ne plimbăm, o să ies și eu. Ia, mă, astăzi. Ia, dă-i tu la cărtița aia ta. Ia, ține, mă, ia, ține camera. Că nu pornește. Așa la rece și sunt, câte grade sunt? Sunt vreo 2 grade, că dimineața au fost minus 6 grade. Minus 2 grade. Acum? Da. A, mi se pare că minus 2 grade. Păi a ieșit soarele, mai că se mai face. Da, era minus 3 grade când am fost. Deci ăsta e Piaggio, da? Una, două, trei. Hai, fata mea. Te excită? Te excită cum pornește? Ia uite, ia uite scade asta, mă. Lasă-mă că asta. Păi nu e, mă, că dar nu stă. Nu i-am pus ăla, mă, uite ăla de acolo. Nu i-am pus ăla aici și de-aia nu stă. Lasă-mă. Păi e rece. O, tată, o. Ia uite, acum se reglează singur, ia uite. Merge frumos? Cașcaraveta ta cum pornește? Lasă, lasă, nu mai e. Că dacă calci fruna se oprește roata. După ce se încălzește, asta pornește la prima, mă, adică și așa pornește la prima. Fii atent că din, cred că din 2000 bujia și nu am schimbat-o. Am desfăcut-o singură dată. Lasă-l, mă, să pornească, mă, o ia așa. Bună, ai, iubita! Mâncate aici de frumusețe! Nu faci prin altele, da? Nu, îl mai accelerez dacă nu e așa. Hai, mai ți-o luăm bădala, hai la Axa să mergem. La Axa? Da. Salut, Alex! Salut! Salut! Luați iar scuterul, foc! Zi-o pe aia da. Acum, puteai no. Pe scuterul tău. Păi nu, că o șterg dacă... Hai că da, păi nu vorbesc eu, urmă la mine pe canal. Ți-ai pus bateria la încărcat. Cazanul! Mai are, mă, de-aia sau pierde? Băi, i-am... ia, aici. I-am completat cu acid, fraților. E pe verde, e nebun. N-are cum să fie pe verde. Uite-te! Băi, ți-ai pierde acid aici, Alex, ia uite, ultima. Ultima n-are acid deloc. La plus? Da, la plus, ia uite. Da, la plus nu mai e acid. Hai să mergem. E foarte puțin, are, are acid, dar e foarte puțin. S-a făcut pe verde? E șmecher ăsta. Hai să-ți iei filtru. Gata, fraților. Ți-ai luat aici benzinică? Uh-huh. Așa, și filtrul ăla nou? Cum arată? E altă treabă, dar trebuie să curățăm și filtrul de benzină, știi, nu? Trebuie să curățăm și filtrul de, uite, da. Și la tine era și pus invers. Băi, dă-mă să fac și o benzină aia, de să-ți dau știe un litru că nu ai. Că nu am? Litrule. Nu mai o lua că nu am, că ți-am dat la benzină de te-ai săturat, hai stai să văd unde-i pâlnia. Ia da, ia da, 17. Fiți atenți și problema, păi nu încearcă direct pe ăsta. Nu e, mă, n-are cum să fie 17, 19. Nu, e mai mare cu ulița, e mai mare de carne. Fiți atenți și problema are. 19. Nu mai ține. Benzina. E 19, este? Uh-huh. Nu mai ține benzina și i-a luat-o pe asta de la celălalt. Da, de-aia se și înfunda. Dar știi care e treaba? Și ăsta, da, cam așa, cam așa e. Acum hai să-ți mai spun un lucru. Ea ar trebui să oprească carburatorul.
Și nici asta să nu vină, dar vine, curge într-una. Adică el a pus benzină și fiți atenți câtă benzină a curs pe jos, pentru că curgea pe aici, care alimentează, asta e furtunul care alimentează carburatorul. Desfac direct și bag furtunul acolo ăla, bidon. Cât n-ai poate să curgă? 200-300 de grame, o jumătate de kil. Păi nu, nu intră ăsta acolo, mă. Trage cu furtuna. Ba da, mă. Intră? Da. Bă, ia mă cum? Cum îl bage? Îl desfac de aici. Păi da, da, trebuie să fie ăsta presat. Scoate cheia asta de aici. Uite așa. Și trebuie să fie ăsta presat. Uite așa. Ia, și când îl bagi, să-l bagi și apac. Desfac. Rupe și tu, tai ăsta. Da. Vino cu ace, fii pe fază. Stai. Ce să fiu pe fază? Ia, hai. Zi de cameră, da? Ia și pagă-l ăsta. Că dacă-l... A, bă, vrei să faci tu aici? Păi ce vrei să fac, bă? Camera. Păi trebuie să tragi și dacă trag, curge de... Așa, dă-l în jos și bagă ăla. Bagă sticla acolo. Ăla, bagă. Păi dă asta așa, bă. Mamă, bă, gama aia și mi-a sărit în față. Și pe cameră. Avea gâtul ăla lung, frate. Este? Dă-i dop. Dă-i dop. Hai că ia uite. Dă-i dop, apar. Bă, să ducă de ăsta, să nu se piardă astea. Oh my god. Nu atinge asta, bravo. Păi trebuie schimbat ăla, ai văzut că și nici la mine nu mergea? Păi care peste 5 kg? Mamă, dacă se umple coaie, se umple și nu o să moară la lista dacă se... Trebuie să pui degetul acolo, ești prost? Adun coace repede. Păi ce, să pui mâna acolo cu oricum și dacă n-am ce să... Ce credeți, nu s-a potrivit? Ia zi, lasă-mă bă cu filmarea. Nu s-a potrivit, fraților, pentru că stai cu piuliță. Băi, lasă-mă, bă, frate, cu filmarea ta, bă. Când zice asta? Și asta e cu, e piuliță dublă. Se înfiletează și în rezervor și în modul. Hai că da. Până un alta am curățat filtrul, l-am suflat, vedeți acolo compresorul. E chestia că ar trebui să țină carburatorul, pentru că benzina curge în continuu. Deci nu mai are treabă furtunul de vacuum care ar trebui să aibă grijă de curgerea benzinei. Când se oprește motorul, să nu mai vină benzină. Nu. E cu problemă. Și acum muncim cu greu, muncim cu spor. Ia zi, Alex, hai. A pus săracul benzină, după aia mai și curs pe jos. Ce-i soare? Păi în seara asta. Ia. Plec copiii. Unde te duci, la colindat? Da. Mașa nevastă frumoasă? Nu mai mă filma. Ce mi-arăți? Nu mă mai filma! Că ești frumoasa mea? Lasă-mă! Mă dai în judecată că te-am filmat? Lasă-mă! Mă dai în judecată? Uite cât a curs pe jos, mă! Cât a curs pe jos? Din care? Era plin până în gură aici, ești nebun. Păi și acum nu-i plin coane? Nu mai e. Hai să-mi iau eu GoPro-ul, să-l punem pe piept, să vedem cum pornește. Păi acum o să pornească. Filtrul trebuie aranjat. Ce se întâmplă? Ciba! Hai că da! Filtrul trebuie curățat și buretele din el, Alex, pentru că pe acolo trage mizerie. Ai văzut când bagă, nu pe acolo, pe acolo le trage, pe partea aia altă. Uite, eu am degetul curat, da? Ia uite. Uite, fii atent, ca să înțelegi și tu. Am degetul curat și uite. Iese mizerie cu oameni. Ce să-i fac, bă? Păi trebuie desfăcut ăsta și spălat cu benzină și schimbat buretele. Vrei să facem asta? Păi dă-l în familia lui. Mai facem un episod mâine, nu se știe. Hai că ne vedem de Crăciun. Ok, brother. Pe zonă. Haide, al meu pleacă mai greu de pe loc. Piaggio. Ia. Nu știu, cum crezi tu? Merge așa, doar să nu mă atare la tine. Ia să, al meu pleacă greu de pe loc, fraților. Fiți atenți aici. Pleacă greu de pe loc, dacă nu-și ia viteză. Ia să vedeți aici. Mergem pe câmp așa frumos. Fiți atenți, când își ia viteză. Hai, tată, hai. Mamă, ce greu își ia viteză. Stai așa. Stai, bă, să le arăt la brother când își ia al meu viteză cum se duce. Sau... De ce l-ai oprit? Hai, fata mea. Își ia viteză greu ăsta, fiți atenți, că are bilele grele. Ia, ia. Ai și? Wow. Ați văzut? Sunt bilele atât de grele. Hai că vine Alex. Sunt bilele grele și abia pleacă de pe loc. Fiți atenți aici. Să mă, uite, accelerația la maxim. Aproape la maxim. Dacă când își ia viteză...
Uite așa, când își ia viteza, sunt bilele foarte grele. Ambreiajul, cureaua, eu cred că... Dar nu e că mai mult ca sigur decât bilele sunt problema. Hai bă, dă-i! Mamă, ce jeghe pe aici să moară. Mamă, faci pană. Uite, jeg aici, bă, zici că suntem în Texas. Iu! Ce Texas, că Texasul e curat. O fi drumul bun pe aici? Oh, 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 m-a ridicat sus, că e pomana porcului ce aici. Când își ia viteza asta... Aude, pe și eu n-am filtru deloc. Mamă, trebuie să-mi iau mănușile. Hai, ce ești? Îmi îngheață ochii, ești prost. Bă! Îmi îngheață ochii, bă! Am cagulă pe față, dar... Mai scoate un pic! Te dărâma, hă? Al meu își ia viteză greu, bă. Dacă îi schimb bilele, sare toată în norma, în sus, ești nebun. Aude gunoi aici, bă! Io! Nu e nici câmpul drept așa, pe câmp aici. Arătură, belitură. Ăsta e un drum de câmp așa care l-a făcut lumea prin... Și vine unii și alții își ară pe aici că e locul lor, da. Ăsta al meu își ia viteză greu. Dacă aveam să-i dau drept așa. Aoleu! E drumul nașpa, coaie. Îți îngheață ochii. Haide! Mamă, ce nașpa! Strici scuterul, băi! Pe drumul ăsta îl strici, că sunt numai hopuri. Ăsta e scuter de asfalt. Haide, bă, unde te ducem încoace? Hă? E nașpa drumul, băi. Te aruncă în sus. Al meu nu urcă, mă. Ia uite. Uite, vezi? Nu urcă, fraților, că nu am... N-am bilele ușoare. Sunt bile grele. Uite, așa în vale, da, își ia viteză. Dacă își ia viteză... A, uite. Mamă! Așa. La noi vine multă benzină, bă. Iar mai picură pe acolo? Ah. Stai că mi-a ieșit cablu. Mi-a ieșit iar cablu la frână, mă. Ce? Că n-a ca așa, trebuie să mai strângi benzina. Ia. Ia, cum face?
Dacă las, moare. A, la teren acolo să-l facem. Păi și mai ne întoarcem iar în păi ce ne mai întoarcem? Hai să mergem, să ne plimbăm. Păi ne mergeam acolo, pe când deși... Nu mă mai duc acolo, mă, nu mă mai duc. Hai, mergem încoace, că dacă se strică ăla sau ăsta, ce fac? Hai să fim aproape de casă aici. Ia uite al meu ce greu merge. N-am luat nici chingă de-aia dacă se belește vreunul. Păi da? E foarte frig afară, e undeva la 0 grade. Al meu nu scoate fum acum, mă, până se încălzește. Mai scoate? Da, un pic. E și în funcție de ulei. Păi e drujbă cu aia, să nu scoată fum deloc. Se comportă frumos, dar... Mamă! Ce periculos! Hai să-i dăm o plimbare! Mamă, e bine că e înghețat pământul. Ți-a înghețat mâinile? Eu am mânuși, mă doare la broască. Ui, șiși! Mamă, n-am unde să-i dau eu. Trebuie să-l scot eu undeva pe șosea, pe drum drept. Dar după ce-i fac rarul. Mamă, nici filtrul nu l-am pus, de-aia se aude așa. Mie că-i înfun carburatorul ăsta. Și la frână am văzut o problemă la frână aici. N-are opritor de ăla și riscă să sară. Nu e treabă bună. Nu știu ce... Nu mai e o ia cu scârță? Hai să-i dau benzină mai multă, mă. Hai la teren să... Băi, mamă, ai văzut ce alunecă? Fața. Hai la teren ca să-l reglez un pic, să-i dăm putere, a? La ăla al tău. Stai ușor așa că-s numai gropi aici. Nu se duce, mă. Ai văzut? M-a furat un pic și am lăsat, n-am mai accelerat. Dă cu mine de groapă. Nu poți să te joci așa. E frumos să te plimbi cu scuterul, dar trebuie să ai și grijă. Mamă, ce ne-am... Ăsta al meu are roțile mici, mă, și mă fură repede. A, uite, hal de drum. Iuuu! Și ia viteză frumos, da. Au. Mamă! Da, frumos fuge, mă. Frumos, rău de tot. Piaggio e Piaggio. Se aude topa frumos. Nu știu cât de bine mă aud eu, că n-am luat microfonul, dar data următoare mi-au casca cu mine. Să nu-mi înghețe fața, am cagulă pe față. Cred că se aude. Data viitoare mi-au protecție la frig. Mănușile le-am la mine, nu e bai. Nu mi-au înghețat mâinile, dar îmi îngheață ochii. Acum la 0 grade, că sunt 0 grade afară. Da, păi la... Când sunt minus 6-7 grade afară, să te plimbi cu scuterul e sinucidere curat. Dacă n-ai cască, mănuși... Păi te vezi, tu ai bile ușoare. Dacă aveam bile la ăsta, dar stai că-ți arăt eu, mă, ce poate. Hai, mă, ia, pe ce nu. Păi nu e, că sunt numai gloduri de-astea, mă, unde-i? Bă... Nu-i, mă, da, aici, până la teren. Du-te, bă! Uite, își ia viteză greu, na? Mamă, a doua! A treia! Uite! A, uite, vedeți? Nu merge că oricât l-aș accelera. Mai rău îl înnec dacă accelerezi tare. Uite, își ia viteză greu. Hai, bă, să reglăm pe ăla!
Ia, pe ce, nu pot să mă dau de cur așa? Ai siși? Opa! Ține, mă, frâna pe spate, ține! Ia, fiți atenți aici, care e problema? Hai să-l opresc. Hai să vă arăt care e problema. Băi, știi care e treaba? Mie iese cablul ăsta, mă. Am observat acum. Azi mi-a ieșit prima oară, cred că de unde e înghețat așa un pic. Uite, iese de acolo. Iar ți-a ieșit? N-a ieșit, dar uite, dă să iasă, ia, uite, vezi ce prost e pus? Uite acolo. Ăsta iese de acolo, dar n-are și el o cătare aici ca să... Nu le știu cu o sârmuliță, cu un de la de ăsta. Nu, leg de ăsta de aici, așa, cu un arici. Uite, da. Dacă leg așa, nu de alta, dar el se trage să iasă așa, știi? Bine că nu l-am făcut... Haide-mă să reglăm pe l-altul. Hai că-mi dau asta așa. E frumos dacă... să te plimbi așa, dar să ai și mănuși și cască. Mă urâi să mă plimb. De ce? Singur? Eu n-am fost așa ca tine. Când eram mai mic, mă plimbam ore întregi, mă, ore, da, cu bicicleta, cu scuterul. Ai rămas la mine? Da. Vezi să nu o faci pierdut. O strâng și mi-o dai acum. Ha. Și cheia de la duș, bă, nu mi-ai dat-o cheia de atunci, de la bujie. Ce bujie? Cheia de la bujie, când ți-am dat-o de hau, de-ai tăiat lemnele lui Vali. A, acum ți-ai adus aminte. Eu n-am cheie la bujie, o de-ți facă tubulara, că vrei tu. Dacă ar intra asta aici, ai zis, sau... Păi, dar n-ai cum să o lași, că se bate pe alea, tu îți dai seama la arul, ia uite, când merge, cum faci, ia uite, se sparge bateria. Ia uzi, m-am început petal. Ia! O pornești acum și... Ce? Ia, merge cu asta, ia uite pe asta. E șmecherie, eh? Șmecherie polară, am și bani mulți, mă, mâncați și... M-a dat afară banii din casă, nu vezi? Am și datorii mari. Adică am bani. Așa, mă. Și acum să-l reglăm un pic. Dar nu știu, chiar sunt curios să vede. Adică nu că nu știu. Știu că nu o să țină mult. Nu o să țină mult și curge iar benzină. E ăsta defect. E defect acolo. Ok. Ia mai strâns eu din benzina aia, mă. Ia mută-te pe partea aia. Crezi că îi mai trebuie benzină? Stai un pic. Cred că îi vine prea mult. Prea multă? Păi de-abia am desfăcut-o, mă. Așa o strâng. Păi așa o strâng. Ia. Ia, stai. Păi, e și bilitura acolo. Stai așa. Dacă dau, ia, stai așa. Stai să-i dau și aer un pic. Că nu prea am loc pe aici, unde... Uite la... Ia, lasă. Uite. Acum, ia mâna. Uite, acum are el putere. Ia, lasă-l, bă, lasă-l la relativ. Uite, ia, fiate. Să vezi câtă viteză are acum, ia-te. Să uite pe ea un pic. Dar nu te plimba mult, că e bateria acolo. Da? Este? Băi, eu îmi dau seama după ureche, mă. Dacă e reglajul făcut aer, benzină, corect, cu două ture, dar la unele nu se potrivesc, pentru că este, mi se pare că să nu fie carburatorul prea mare. Nu știu ce set are, cred că are setul de 50. Ia, vezi de pe loc o ia? Mie mi se pare... Și de ce? Așa l-am reglat eu care... Ha? Se oprește. Păi da, i-am dat aia prea mult. Hai că îl mai reglez un pic acum. Relantiu trebuie acum. Și ăsta mai trage aer pe aici? Păi nu relantiu, că are doar două, n-are... Și asta. Ah, ce mi-am prins mâna acolo. Hai că îi mai dau un pic, da. Ia, stai. Nu, așa e prea multă benzină. Și decât relativ ține-l așa, să-l mai strâng un pic. Ia mâna. Păi așa, dacă las așa, nu, gata, acum e bine reglat. Ia vezi. Că dacă-l dai mai jos, moare. Benzina nu poți să-i dau prea mult, că nu mai merge. Băi!
Dacă nu, să-i schimb... Să nu moară. Și se joacă pe frână. Am observat că la ăsta am probleme la frână, că frâna pe față e spartă. N-ar trebui să umblați cu ciurucuri de-astea. Hai că da. Trebuie să pun și eu ceva aici. Cum e, mă, stă la relantiu? Alex, stă la relantiu? E setul de 50, mă, ce vrei să zboară în sus? Să zboare în sus, nici rolele nu știi cum sunt. Ce? Să îi scoți aia? Invers, invers, scoate... Pune... Scoate steaua. Dacă vrei, îi mai dau un pic ca să stea la relantiu. Pe tine nu te intereseze, că tu nu ești la concursuri. Ți-a prins mâna și ție? Aoleu, a rămas baterie aici. De ce? Păi ridică-te scuter. Oh. Cum a rămas acolo? Nu știu. Ia vezi. Aoleu. Mamă. Păi ia trage de asta, mă, ține de el așa, bă. Ia stai. Ia. Mamă. Vei. Na. Gata, ridică, întoarce-mi, vezi să nu spargă baterie. Păi vezi de ce nu trebuie pus acolo? Băi, la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pana la alegría casa buena. Băi, la tu cuerpo alegría Macarena, hei, Macarena, hai să... Mă faci că n-am bile la ăla, mă, că să moară la Larisa dacă aveam bile, dacă nu... Oh, no. Gata, fraților, gata. Na. Te făceai că plouă, Alex? Te făceai că plouă, dă-te în sus, să te bă, să te dublu, vă. Ia dați-vă la o parte, mă, că el, de-aia l-am lăsat. Ia să vedem ce face, a mai avut el tendința asta. Stai cu minte, mă, că e șurubelnița mea. Ce și am să moară la ăștia, zici că e... Zici că e... Zici că sunt craterele de la lună. Ha. Da, ce cheie ai de pornire? Ne mai plimbăm încolo? Ba, fraților, că v-am arătat și fiți atenți cum pornește și baba mea, că asta nu stă în urmă. Ia să-mi reglez eu ăsta la piept. Cum mergem? Nu mai doar la piept. Lasă-l, bă! De la benzină, de la ăla, de la... Păi e și aia care... Ia! Haide! Hai, fata mea, mă, dai pe mine de belea. Aaaa! Oh. Ia stai, bă, ce să fie rece, mă, nu l-am... Unde are filtru? Ia să vedem. Mizerie ceva. Stă. Mizerie ceva. Normal că se strânge dacă n-am... Normal că se strânge dacă n-am filtru. Ia uzi. Gata, fraților, cam așa arată Piaggio al meu. Ah, și murit. Dar pornește și așa pe locul ăia. Dă-te așa, nu pune, că al meu n-are. Stai, bă, coaie, că dai de-mi sparge aia. Păi dacă aveam eu bile la ăsta... Hai, băi, dacă aveam bile la ăsta, mai făceai așa? Dacă aveam carburator bun. Păi da, dar sunt seturile de 50, la fel. Ok, fraților, ne revedem în vlogul următor. Deoarece am chef să mă plimb azi, vreo oră mă mai plimb, îmi bag mănușile mâini și dă-i pe ei. Vă iubesc și ne vedem în partida următoare. Hai că e partidă!